Aceasta a fost atmosfera din ruginoasa Pașcani și Târgu Frumos, cu ocazia Zilei Unirii sărbătorită pe 24 ianuarie. S-a dat mână cu mână toți cei cu inima română la împlinirea celor 160 de ani de la unirea principatelor române. Ca în fiecare an, curtea Palatului Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Ruginoasa s-a umplut de oameni. Cu toți au participat prima dată la slujba de comemorare ce a avut loc la Biserica Domnească. Apoi au avut loc depunerile de coroane de către autorități locale, reprezentanți ai partidelor politice, diferite instituții și școli. Steagurile tricolore au fluturat în mâinile patrioților, iar la amiază toată lumea prezentă s-a prins într-o horă a unirii, sub acorduri de fanfară. Thank you.
orașul Târgu Frumos a fost sărbătorită cu mult fast Ziua Unirii. Chiar dacă a nins în continuu, târgoveții s-au adunat în număr mare să vadă manifestările. A avut loc o slujbă religioasă, au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor din Parcul Central și au avut loc câteva discursuri ținute de către viceprimarul orașului Alexa Angelușion și profesorul de istorie, directorul Liceului Teoretic Ion Neculce, Sergiu Enea. Dragi cetățeni ai orașului Târgu Frumos, stimați invitați, vă spun la mulți ani pe anul ăsta. Ne întâlnim la un moment foarte important pentru urbea noastră, respectiv comemorare, putem spune, sau celebrare a ceea ce înseamnă Mica Unire, care s-a desfășurat la 24 ianuarie 1859. După cum este normal, începem acest ceremonial cu intonarea imnului de stat. Suntem aici, în traducere cunoștință, a ceea ce a însemnat momente din istoria poporului nostru. Preoții din parohia Sfânta Paraschieva, oraș de Frumos, Părintele Zucavu, Părintele Crista, vor ține o slujbă de mulțumire. Duhul adevărului, care pretutindenea e și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Domnule.
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubirea de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerea care a fost asupra poporului român prin această unire a singură într-un principat și ca Domnul și Stăpânul și Binefăcător te slăvim și scântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire că precum ai venit a primit atunci rugăciunea robilor tăi și cum milostivirea ai învrednicit a le împlini cererile, așa și de acum înainte fără sporindu-l dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele în toate faptele cele bune și a domândii ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i, Doamne, toate rea întâmplare, dărându-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Însuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, Doamne, ne învrednicește să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzându-se câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se prevărește numele Tău. Și ne vrednicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune, să grăim și să scântăm ție cele fără început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorului nostru de tot binele, în vecii vecilor. Amin. Thank you.
Însemnat momentul unirii principatelor române de la 1859. E vorba de un moment crucial în istoria poporului român. E vorba de faptul că România prinde contur. România evoluează de aici spre stat unitar național. E vorba de o istorie marcată de personalitatea domitorului Alexandru Ioan Cuza, care reușește nu numai să realizeze unirea, pur și simplu, să și aducă recunoaștere a acesteia pe plan internațional față de marile puteri care nu erau tocmai de acord cu acest lucru. Reformele făcute de Cuza în multiple domenii au marcat, într-adevăr, statul modern ulterior. Atât reforma în administrație, reforma agrară, reforma, putem spune, și pe plan electoral, pe plan lingvistic chiar. Da? S-a trecut la scrierea chirilică, la scrierea latină. Deci sunt reforme în multiple domenii de activitate, iar personalitatea aceasta va trebui până la urmă să o respectăm, să transmitem urmașilor noștri, și mă bucur că sunt și copii aici, elevi, care vor duce mai departe această istorie și acest cuvânt. Despre semnificația momentului în detalii a intrat domnul doctor, profesor Sergiena. Onorată asistență, am fost sfătuit călduros de către cei din public să nu fac lecția de istorie pe care o fac la clase, așa încât nu o să vă rețin foarte, foarte mult. Era să mă lăsați fără obiectul muncii, spunând foarte multe din ce vreau să spun eu. Dacă acum ninge, acum 160 de ani la București ploua. Însă asta nu i-a împiedicat pe bucureșteni și pe unioniști să facă acest mare act de unire. Acum 2 ani v-am vorbit despre ce a însemnat Alexandru Ioan Cuza pentru Târgu Frumos și legăturile lui pe care le-a avut cu acest oraș. Anul trecut am vorbit despre cum arăta orașul Târgu Frumos acum 160 de ani.
Astăzi voi spune câteva lucruri despre ce a însemnat Alexandru Ioan Cuza pentru țară, având în vedere faptul că tot am auzit în ultimele luni niște lucruri care nu sunt foarte corecte științific, dacă doriți. România nu înseamnă 100 de ani. Să nu ne păcălim. România înseamnă mult mai mult. România n-a început în 1918. Dacă într-un clasament 100 mari români pe care știm că s-a făcut acum vreo 13 ani, Cuza ocupă un nemeritat loc 8. Sigur, e greu să te lupți cu Ștefan cel Mare, care ocupă primul loc. Însă, personalitatea lui este uriașă. Chiar dacă domnia lui Alexandru Ioan Cuza ține doar 7 ani, 1859-1866, a făcut extraordinar de multe lucruri. A făcut o Românie pe care a scos-o din mizeria evului mediu și a modernizat-o. Ați spus de legi. Să nu uităm, cea mai bună lege a poliției dată în timpul lui Cuza. Reforma agrară ce a însemnat? Jumătate de milion de familii de țărani în sfârșit au primit pământ. Cuza este cel care a susținut legea învățământului, legea instrucțiunii publice, prin care învățământul primar, primele 4 clase, devine obligatoriu și gratuit, iar analfabetismul, care era 90%, a fost treptat eradicat. Dragi părinți, reforma învățământului, că suntem în acest domeniu, s-a făcut cu amendă dată de către primărie, amendă pe care familia o primea pentru că nu-și trimitea copilul la școală. Așa s-a făcut învățământul în timpul lui Cuza. Alexandru Ioan Cuza, spuneam, a modernizat țara, a înființat cecul. În timpul lui s-a făcut acest lucru, în cei 7 ani de domnie. Dar mai trebuie spus ceva. Generația pașoptistă, fabuloasa generație pașoptistă care a făcut revoluția din 1848, că la ea mă refer, l-a pus pe Cuza domn. Nu vă spun acum că era mason, nu vă spun că a fost susținut de Franța, lucrurile astea le știm, numai contează viața privată pe care a avut-o, una foarte spumoasă, foarte spectaculoasă, trecem peste, a rămas în istorie pentru lucrurile bune pe care le-a făcut. Și încă ceva vreau să spun. Se întâmplă ca în viață. O generație spectaculoasă l-a ajutat să devină domn, l-a ajutat să înființeze aceste legi, dar l-a trădat. L-a trădat și în 1866, în februarie, împreună cu Maria Obrenovici, cum să-i spunem, amanta lui, l-au forțat să plece de pe tron. Cuza, un mare român, moare din păcate în străinătate, a fost adus în țară în 1873 și primit în fiecare gară unde trenul care l-a adus a oprit, românii l-au așteptat în costume populare și l-au așteptat cu flori. Deci, personalitatea lui a fost remarcată încă din timpul vieții și imediat după moarte s-a simțit un gol. Cuza spune de altfel un lucru fabulos. Să dea Dumnezeu să fie țării mai bine fără mine decât cu mine. Și cred că acest lucru caracterizează într-adevăr cât a simțit el pentru această țară și poate ar fi bine și noi ca români să ne mai gândim că totuși dacă noi nu ne iubim și nu ne respectăm pe noi ca oameni și pe noi ca țară, nu o va face nimeni. Doamne ajută! Prezența în număr atât de mare a locuitorilor orașului Târgu Frumos la acest eveniment. Administrația publică locală, Consiliul Local Târgu Frumos, Primăria orașului Târgu Frumos a organizat acest eveniment în care s-a luat în calcul mai multe aspecte, și pe plan cultural la Biblioteca orașului Târgu Frumos, Universul Cunoașterii, pe tot parcursul zilei de astăzi, sunt manifestări dedicate Unirii, cu vizionare de filme, expoziții de carte cu personajele Unirii. Începând cu ora 12, la Casa de Cultură Graveti Brăileanu, Târgu Frumos, părinții își pot duce copilașii la un teatru cu tematica Unirii, amintiri din copilărie în zilele Unirii. Începând cu orele 12.
Pentru aceste manifestări am invitat formația Ampara, care o aveți în față, frații Lucani, și le mulțumim pentru sprijin. Da, și aplauze merită, în adevăr. În ce privește momentul următor, va fi momentul când ne vom prinde în Hora Unirii. Apoi s-a făcut o horă de mână, iar toată lumea prezentă a primit porții de fasole și cârnați, dar și tradiționalele plăcinte. Tot la Târgu Frumos, Ziua Unirii a fost prilej de bucurie și pentru cei mici, care s-au bucurat de piesa de teatru Amintiri din copilărie, ce a avut loc pe scena Casei de Cultură Garabeti Brăileanu. Ai văzut când o spunea? Dar și faci o luată? Păi, da, am atât prin aia. Din cauza vremii, la Pașcani, Ziua Unirii a fost sărbătorită în holul Casei de Cultură Mihail Sadoveanu cu fanfara Trubadurii și ansamblul Rapsozii Siretului.
Această zi istorică a fost marcată și în micile localități, unde oamenii au dat mână cu mână, la fel ca în urmă cu 160 de ani. Menționăm că Unirea Principatelor Române, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, a fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român.